Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. În primul rând, vreau să vă urez sărbători fericite, plină cu lumină, alături de cei dragi, să aveți parte de tot binele din lume și să știți că, da, începând cu acest weekend, începe ușor, ușor să se facă lumină pe un anumit plan, pentru fiecare dintre noi, mai ales dacă discutăm despre relații în general vorbind. Uite că ziua de sâmbătă vine cu data de 15, arcana majoră diavolul, care, da, predispune la tot felul de relații toxice, presupune să ne concentrăm foarte mult pe material, pe mâncare, apropo, atenție pe așa ceva, pentru că diavolul înseamnă și exces și el guvernează tot ce ține de planul acesta fizic. Dacă vreți, e ca un test așa ziua de sâmbătă, care se poate abține de la anumite chestii și care nu. Mai avem puterea, energia generală, dar și steaua, am luat ambele variante. Discutăm despre o zi de sâmbătă în care, uitați că reușim să găsim așa niște soluții la niște probleme. Ușor, ușor începe să apară o lumină după care ne ghidăm. Da? Ziua de sâmbătă este foarte bună pe așa ceva. Poate să fie o zi în care se găsesc tot felul de soluții. În tot felul de relații toxice sau tot felul de relații din acestea în care e ceartă, e scandal, în sfârșit se poate găsi soluția, așa ușor, ușor. Bineînțeles că prima parte a zilei de sâmbătă este tensionată, se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, dar undeva de pe la amiază lucrurile se liniștesc și avem ocazia, așa cum am spus, să găsim soluții absolut geniale la tot felul de probleme. Da? Apoi, ziua de duminică vine cu arcana majoră turnul, nu vă speriați, turnul mai este reprezentat ca fiind și casa lui Dumnezeu. Turnul este acel moment în care ceva se rupe. Turnul reprezintă o schimbare și chiar este acel moment în care o mască poate să fie dată jos de pe față. Este o zi ceva mai întunecată ziua de duminică, în sensul că nu vom vedea lucrurile foarte clar, vom avea intuiție, însă este important să lăsăm lucrurile să curgă. E un moment așa în care mințile ni se cam iau, da? Și ni se cere să ne lăsăm pur și simplu purtați de evenimente. Repet, intuiția și credința sunt foarte importante în ziua de duminică. Indiferent ce se întâmplă, indiferent ce secret iese la suprafață, indiferent ce aflăm, indiferent ce conștientizăm, indiferent ce se întâmplă, e ok să lăsăm lucrurile să curgă de la sine. Uite, dacă vrei, duminică este o zi foarte bună de odihnă, este o zi foarte bună să ne liniștim, să ne simțim bine, să stăm puțin noi cu divinitatea, noi cu noi, da? Sau noi și persoanele apropiate. Tot ziua de duminică să știi că vine cu niște lucruri ciudate. Luna o să fie prin Pești, se întâlnește cu Saturn și da, întâlnirea asta cu Saturn ne face pe toți să fim ceva mai, poate nostalgici, dar mai concentrați pe planul divin. Ni se cere credință și ni se arată, da? Se pot întâmpla mici, mari minuni în ziua de duminică pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă, așa cum v-am mai spus, câteodată un noroc sau o minune este cumva învelită într-un ghinion sau în ceva mai puțin plăcut. E important să vedem dincolo de aparențe. E foarte important acest aspect în ziua de duminică. Pot apărea conflicte între femei undeva pe la amiază, așa că atenție, da? Pot apărea neînțelegeri, poate să fie un moment de indecizie totală, un moment de ceață totală undeva pe la amiază. Dar spre seară lucrurile se liniștesc și uite că se mai rezolvă acele probleme legate de casă, de familie, însă prin înțelepciune, prin sacrificiu, prin iubire și prin credință. Da, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie în parte, așa că te invit să asculți și de la zodie și de la ascendent. Vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și hai să începem, dar până atunci îți reamintesc de filmările pentru următoarea săptămână, când avem o eclipsă hibridă și când avem și Mercur retrograd, intrarea Soarelui în Taur, deja schimbăm zodia și sunt evenimente foarte interesante. Eclipsa asta o să schimbe multe, multe lucruri, dar o să discutăm atunci din nou. Deja am vorbit eu în mare parte pentru fiecare zodie la partea generală, la partea bonus din comunitatea canalului aveți o analiză cu mult mai multe detalii. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi discutăm despre un weekend în care prietenii sunt importanți, în care intrați în contact cu tot felul de oameni. Prima parte a zilei de sâmbătă poate să fie cu tensiuni, da, legate de bani, pot apărea cheltuieli neprevăzute sau
se schimbă ceva peste noapte, într-un cerc de prieteni, ai o discuție rapidă cu un prieten, ceva acolo se petrece, da, pentru tine. Și uite că undeva de pe la amiază lucrurile se mai liniștesc, reușești să îți impui ideile în fața celorlalți, reușești să te simți bine, ești apreciat, deja vezi viitorul mai luminos, iar ziua de duminică este foarte bună pentru tine, pentru odihnă. Deci pentru tine chiar e perfectă ziua de duminică pentru asta, să te odihnești, să te liniștești. Uite, chiar duminică dimineață poți să stai, să te rogi, să meditezi, să gândești lucrurile altfel, pentru că vor fi elemente extraordinar de pozitive pentru tine. Undeva mai pe la amiază, în ziua de duminică, pot apărea conflicte în relația cu rudele, în relația cu vecinii, cu femeile, pe acolo e ceva neînțeles și bineînțeles că undeva spre seară, da, vei fi preocupat de casă și de familie. Fie aștepți pe cineva în vizită, fie pentru alți berbeci, aveți niște discuții din acestea foarte interesante care vă pot ajuta. Și asta e ok. Hai să vedem, dragi berbeci, avem Regina de Bâte, care este cartea ta, apoi avem 9 de cupe, multă bucurie, liniște, armonie. Regina de Bâte îmi spune despre faptul că tu te vei simți foarte bine, foarte liniștit, foarte mulțumit și vei reuși să rezolvi o problemă legată de un compromis sau o problemă legată de o nedreptate pe care cineva ți-a făcut-o sau pe care cineva ți-o face. 6 de cupe, o legătură cu un copil, cu o persoană din trecutul tău sau o legătură cu un suflet pereche. Și aici suflet pereche poate să însemne chiar și o prietenă sau o persoană cu care tu rezonezi foarte bine. Apoi, regele de monede, avem aici o legătură cu o zodie de pământ pentru unii dintre voi. Taur, Fecioară, Capricorn, dar regele de monede este cel care muncește, este cel care are tot ceea ce-i trebuie și uite că e cineva aici pe care te poți baza. E o persoană cu care te înțelegi așa din priviri și asta e ok. Intri în contact cu o persoană pe care n-ai mai văzut-o de mult timp. Zodia Taur, dragii mei Tauri, pentru voi ziua de sâmbătă este foarte interesantă. Prima parte a zilei vine cu niște surprize. Dragi Tauri, surprize legate de cariera voastră, surprize legate de o persoană cu autoritate din viața voastră, pe acolo se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, chiar de dimineață. Undeva pe la amiază lucrurile se mai liniștesc, da, și îți vin tot felul de idei, se întâmplă tot felul de mici mari minuni pentru tine, însă uite că tot ziua de sâmbătă este foarte ciudată pentru tine, mai ales dacă discutăm de relația cu cineva din familia ta, relația cu niște persoane din trecut. Ai acolo niște discuții, cu siguranță unii Tauri mai aveți de lucru sau faceți ceva anume și rudele, da, tot vă cer acolo prezența în familie pentru unii. Ziua de duminică este ceva mai liniștită, deja intri în contact cu mulți oameni, intri în contact cu prietenii, poate mergi undeva. De asemenea, undeva duminică dimineață poți să primești un sfat de la o persoană cumva mai spirituală sau poți să ai parte de o conștientizare, poți să încerci ceva nou, ai o discuție acolo specială și uite că undeva pe la amiază pot apărea niște conflicte în relația cu o prietenă sau într-un cerc de prieteni, da, din care tu faci parte. Atenție pe mâncare, dragi Tauri, da, încercați să aveți niște limite pentru că v-ar prinde foarte bine, asta în special duminică, iar spre seară, uite că lucrurile se mai liniștesc, da? Ieși împreună cu o rudă, stai de vorbă cu o persoană dragă ție, în special pentru unii este vorba despre niște drumuri scurte pe care le faceți, fie la rude, fie vă vin persoane în vizită, aveți tot felul de activități de făcut. Hai să vedem, dragi Tauri, ce faceți voi. Avem Spânzuratul, prima carte, Spânzuratul și 3 de Bâte. Spânzuratul vorbește despre un sacrificiu, dar și despre un blocaj. Poate să fie un blocaj legat de drumuri sau un blocaj legat de ceva ce vrei tu să faci. Uite, ți se cere să comunici și ți se cere să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Că știi cum e? Nimic pe lumea asta nu e imposibil și totul se întâmplă cu un rost, absolut totul. Da? Parcă ești ferit de ceva anume. Apoi avem aici lumea care vorbește despre o legătură cu străinătatea, poate ai legătură cu o persoană care este la distanță de tine, lumea vorbește despre liniște, despre pace, bucurie, succes.
Dar lumea poate să însemne aici și un weekend în care te simți bine, te simți relaxat, simți că lumea asta este a ta. Iar apoi avem faietonul, o legătură cu zodia Rac. Dragi tauri, un weekend în care, uite, drumurile sunt foarte importante pentru tine. Fie ai multe drumuri de făcut, îți vin persoane în vizită, oamenii din jurul tău au de făcut anumite călătorii, anumite drumuri. Faietonul vorbește și despre succes, din nou, despre bucurie, doar că ceea ce se întâmplă în acest weekend, să știi că este cam simbolic pentru acest an 2023, pentru sufletul tău. Fii atent pe acolo ce se întâmplă, că sunt lucruri pozitive și sunt lucruri care te pot ajuta să ieși dintr-un blocaj. Eu văd aici că tu ești pe punctul de a ieși dintr-un blocaj. Și asta e bine. Zodia Gemeni. Dragii mei gemeni, pentru voi, ziua de sâmbătă este destul de interesantă. Uite, prima parte a zilei vine cu niște surprize foarte mari legate de străinătate, spiritualitate, internet, călătorii îndepărtate. Pe acolo e surpriza. Și, dragi gemeni, tot ziua de sâmbătă, undeva pe la amiază, te găsește fie ieșind în lume, cu niște prieteni, cu niște persoane dragi ție. De asemenea, este un moment foarte, foarte bun pentru tine să socializezi, să cunoști pe cineva, să-ți faci planuri, să ai niște discuții foarte frumoase cu persoana iubită în legătură cu viitorul vostru, în legătură cu situația în care vă aflați. Și vedeți ce faceți sâmbătă pe la amiază, că sunt șanse să fie cineva prin jurul vostru. Duminică, 16 aprilie, chiar de dimineață ești foarte bine susținut, strălucești de-a dreptul, totul e bine, e frumos și mare atenție te-aș ruga să ai undeva în dimineața zilei de duminică, pentru că este ceva simbolic acolo ce se petrece legat de cariera ta, reputația ta, statutul tău, da? Ce fel de geamăn ești, ești singur, ești într-o relație, cu ce te ocupi. De asemenea, atenție la persoanele cu autoritate asupra ta, pentru că pot veni semne prin aceștia. Da? Este o situație în care tu te vei simți foarte bine, te vei simți foarte apreciat și e ca și cum în sfârșit îți vin idei, idei bune, idei liniștite. Pe la amiază, vezi că apar conflicte în relația cu femeile și pentru tine sau sunt lucruri legate de niște situații ciudate, da? Fie în relația cu femeile cu autoritatea asupra ta, adică mama, partenera de viață, șefa, nu știu, ceva acolo este. În egală măsură, încearcă să fii foarte atent și tu pe alimentație, undeva duminică, pe la amiază, da? Nu exagera cu absolut nimic, că nu-i cazul. Și e un moment în care te și trezești așa la realitate, că e o perioadă în care tu te concentrezi pe plăceri, pe bani, pe iubire și uite că acum ești trezit puțin la realitate, într-un sens pozitiv. Bineînțeles că duminică seară lucrurile sunt mult mai benefice pentru tine, primești bani, primești apreciere, te simți bine, te distrezi, te simți bine, dar repet, atenție foarte mare tu pe alimentație weekendul ăsta, încearcă să duci un stil de viață sănătos, încearcă să nu exagerezi cu nimic, că nu-i cazul, da? Iar, nu știu, e ca și cum primești un cadou, primești niște cuvinte frumoase, se întâmplă ceva drăguț în viața ta. 5 de spade, prima carte, 5 de spade și îndrăgostiții. Dragi gemeni, îndrăgostiții e cartea voastră. 8 de spade, 2 de monede. Păi cineva s-a cam săturat să fie într-un blocaj aici. Fie nu îți găsești pe cineva, fie sunt probleme în relația de cuplu pentru alți gemeni, că cinciul ăsta de spade vorbește despre un compromis, dar să știi că vorbește și despre cineva care încearcă să-și urmărească interesul într-o poveste. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Păi dragi gemeni, vă simțiți cam blocați aici. Fie pe dragoste, fie într-o situație în care voi vă simțiți bine. Alți gemeni poate chiar sunteți dispuși să puneți pe pauză o relație. Alții e ca și cum vă sacrificați pentru cineva. Da? Vedeți că dacă nu-i persoana potrivită, Saturn de acolo are grijă. Da? 3 de bâte. 3 de bâte reprezintă o călătorie scurtă într-un loc drag sufletului tău, niște discuții pe care le ai, dar și o primă deblocare care apare. Da? Care apare. Foarte interesant. Zodia Rac. Dragii mei raci, pentru voi este un weekend în care, uitați, sâmbătă de dimineață apar niște surprize, apar niște activități de făcut, se schimbă planurile peste noapte și tot ziua de sâmbătă vine și cu niște rezolvări. Și anume, sunteți apreciați pentru mâncarea pe care o faceți, pentru curățenie, pentru
ce faceți voi în general vorbind și este un moment intens. Unii raci chiar e posibil să fiți solicitați la muncă, da, asta undeva în ziua de sâmbătă, sau să aveți activități pe lângă casă. Vedeți că apar cheltuieli, da, atenție și pe zona asta cu cheltuielile cu Lilith pe acolo. Dar duminică e un moment foarte bun pentru tine. Deja te liniște, știți, crește intuiția, ești spiritual, ești energic, ești foarte bine susținut și uite, atenție, duminică dimineață ce gânduri îți vin, atenție ce se întâmplă pe acolo prin jurul tău, pentru că dacă vrei, sunt lucruri simbolice, fie legate de o relație, de un parteneriat, de un mod de a aborda relația ta cu divinitatea, relația cu spiritualitatea, poate să fie și o veste pe care o primești sau un sfat de la o persoană cu niște studii superioare, de la un profesor, un mentor, un profet sau ce vrei tu. Undeva pe la amiază, atenție pentru tine pe sănătate, în primul rând, atenție pe relația cu femeile, pentru că, uite, ai în jurul tău niște personaje care, nu știu, una spun și alta fac, nu sunt persoane chiar atât de serioase și ar fi bine să fii atent sau atentă, că, nu știu, ori afli niște secrete, ori se întâmplă niște lucruri. E ca și cum cineva te subestimează, ți se spun niște lucruri, se întâmplă ceva. Și undeva spre seară lucrurile se rezolvă, începi să ai mai mare încredere în tine, te simți mult mai bine, mult mai energic, ești foarte bine susținut și asta e ok. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Valetul de cupe este un weekend cu foarte mari emoții pentru voi, roata norocului este clar un weekend în care emoțiile tale te vor ghida, te vor ajuta, se vor întâmpla evenimente care îți vor provoca foarte mari emoții și aici pot fi și pozitive, pot fi și negative, depinde de fiecare. 4 de cupe. E o situație în care tu nu erai foarte, foarte încântat sau încântată și uite că lucrurile se rezolvă. Văd niște vești bune, cuvinte de apreciere pe care le primești. Valetul de cupe spune și despre o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Cavalerul de bâte vine cu lucruri foarte, foarte rapide. Cavalerul de bâte vorbește despre mult entuziasm, despre foarte multă energie pe care tu o vei avea. Și apoi avem valetul de spade. Dragi raci, vedeți că cineva vă atrage atenția în acest weekend și aveți și o persoană în jurul vostru care e cam curioasă. Acum și voi posibil să fiți curioși în privința unei persoane, în privința unei situații, ceva acolo vi se pare vouă interesant. Foarte multe energii tinere, dragi raci, fie activități noi pe care le faceți, fie intrați în contact cu tot felul de persoane. Zodia Leu. Dragii mei lei, pentru voi ziua de sâmbătă este foarte importantă pe relații. Acolo se petrec tot felul de lucruri. Discutăm despre niște conflicte sau niște surprize pe care le poți avea chiar de dimineață. Pentru unii. Apoi, pe la amiază, uite, primești niște vești interesante de la o persoană care se află la distanță de tine. Ai o discuție cu persoana iubită, ți se dă dreptate, ai niște conversații, stabilești niște lucruri și totul e frumos și roz și intens pentru tine, ai multă intuiție. Foarte multă susținere ai pe relațiile cu ceilalți. Da? Duminică, 16 aprilie, ei, lucrurile încep să devină ceva mai ciudate și chiar de dimineață, duminică, mare atenție pe sănătate și pe muncă. Vezi ce se întâmplă, vezi ce te doare, ce te supără, ce se întâmplă, pentru că sunt lucruri simbolice pentru tine, pentru următorii câțiva ani. E un moment de conștientizare pe care l-ai, poate să fie un moment în care ești foarte preocupat de un anumit lucru, de trecut, te revezi cu cineva, ai ceva important de făcut. Da? Ascultă-ți intuiția pentru că de aici ai foarte mare susținere și de asemenea, dragii mei lei, undeva pe la amiază, pot apărea niște situații conflictuale ciudate în relația cu rudele, în relația cu ceilalți. Sunt niște discuții acolo mai puțin plăcute sau pentru alți lei vedeți că cineva vă cere ajutorul și nu știu acum dacă se și merită să mergeți să-l oferiți. Da? Apoi undeva spre seară veți fi foarte, foarte mult ocupați de rude, de prieteni, de persoanele din jurul vostru. Atenție, dragi lei, pe zona intuiției, pentru că pe acolo vă vin niște informații foarte bune. În schimb, atenție și pe zona dușmanilor ascunși, undeva duminică seară. Vedeți ce comunicați, vedeți ce se întâmplă, că ceva nu e în regulă. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Șase de spade, doi de monede. Uite,
un drum pe care îl faci, aștepți pe cineva de la drum. Doi de monede vorbește despre faptul că stai și cântărești ceva, pregătești ceva. Doi de monede poate să însemne și că nu mai ai răbdare. Uite, 10 de cupe. Ești prins între două drumuri, două direcții, două locuri, ai ceva de făcut. Apoi avem aici 9 de cupe, multă bucurie, liniște, armonie pentru tine, te simți bine, mulțumit, împlinit. Apoi avem luna, poate o femeie are un rol important, dar luna vorbește și despre o legătură cu o zodie de apă, cum ar fi un rac, un scorpion sau zodia pești. Luna aici vorbește despre acel moment în care tu trebuie să-ți asculți intuiția și vorbește și despre faptul că e bine să fii foarte atent pe sănătate, dar și pe ceea ce consumi, mai ales pe lichide. Da? Vezi câtă cafea bei, vezi ce faci pe acolo. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi ziua de sâmbătă vă găsește foarte preocupați de muncă. Nu știu, faceți mâncare, curățenie, așteptați rudele să vă vină în vizită, așteptați persoane să vină către voi. De asemenea, tot ziua de sâmbătă, uite, te găsește foarte aglomerat, ai foarte multe chestii de făcut în casă, în familie, toată lumea vrea câte ceva de la tine. Nu sunt chestiuni neapărat negative, unii e posibil chiar să trăiți intens, vă vin persoane în vizită, mergeți undeva voi în vizită, se rezolvă niște lucruri. Ziua de duminică, 16 aprilie, vă găsește foarte concentrați pe relațiile cu ceilalți. Intrați în contact cu tot felul de oameni și la un moment dat chiar, uite, ziua de duminică te găsește cu o conștientizare foarte puternică în legătură cu un copil, persoana iubită, o afacere, ceva acolo. În sfârșit începi să îți dai seama despre ce e vorba într-o situație. Fie că e cazul să închizi o relație, fie că e cazul să faci niște schimbări sau să abordezi lucrurile diferit. E ca și cum în sfârșit înțelegi și tu pe cineva anume de ce acționează într-un anumit mod. De asemenea, dragi fecioare, ziua de duminică în a doua parte poate să vină cu niște conflicte în relația cu o femeie importantă din viața ta, fie mama, partenera de viață, șefa, nu știu. Pot apărea și chestiuni legate de aprecierea pe care voi o primiți din partea celorlalți. Vă simțiți acolo nebăgați în seamă sau nu vă simțiți suficient apreciați. Bineînțeles că spre seara zilei de duminică poți să ieși cu niște prieteni, să te întâlnești cu niște rude, să ai niște discuții. Poți să stai online, știu eu, dar asta e bine. Uite, găsești o persoană care te ghidează, care îți dă un sfat, care te ajută. Se întâmplă ceva frumos acolo pentru tine duminică seara. Foarte frumos. 5 de spade. Da. 5 de spade îndrăgostiții. Dragi fecioare, și cu spânzuratul. O legătură cu zodia Gemeni, zodia Pești pentru unii. Păi, dragi fecioare, eu nu știu ce faceți voi aici, dar aici e clar că cineva se simte neîndreptățit într-o situație. Fie unii vă simțiți singuri, fie alții aveți probleme în relația de cuplu. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Pentru unii poate să fie vorba despre un conflict sau despre o nedreptate pe care o simți în relația cu o persoană importantă din viața ta. Împărăteasa asta vorbește despre stabilitate, despre confort, despre liniște. Marele preot, o legătură cu zodia Taur din nou. Deci, marele preot poate să însemne și o căsătorie sau poate să însemne și un angajament serios, dar este și acel moment în care trebuie să pui în practică ceva anul. Da? Ideile vin, soluțiile sunt, dar practica e cea importantă. Ai o persoană care te ghidează, care te ajută. Da? Zona spirituală poate să fie foarte importantă pentru tine. Avem aici cavalerul de monede. Este clar că tu vei lua o decizie în acest weekend în legătură cu viața ta, în legătură cu plăcerile tale. Acest cavaler de monede merge încet și sigur spre o anumită direcție. Și tot cavalerul de monede îmi spune mie că îți dai seama că e cazul să pui în practică ceva anume. Da? Atenție și tu pe ceea ce consumi, dar aici aș merge pe partea de mâncare, adică nu exagera cu nimic. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi, ziua de sâmbătă vă găsește foarte concentrați pe iubire, copii, pe plăceri, pe distracții, doar că de dimineață apar niște surprize din partea persoanei iubite, din partea unui copil, sunteți treziți brusc, sunteți scoși puțin din zona de confort. Acum, nu știu, unii e posibil, nu știu, să auziți un zgomot, vă treziți, vă supărați și apoi adormiți la loc. Da?
Îmi dați și eu un exemplu. Pentru alții pot fi chestii mai importante. Ei, tot ziua de sâmbătă, asta în a doua parte, este foarte bună să te vezi cu persoana iubită, să stai cu copilul, să te distrezi, să te simți bine, să ieși cu prietenii, să comunici, să faci drumuri acolo unde îți place ție, împreună cu ceilalți, îți pot veni persoane în vizită, mergi tu undeva. Deci toată zona asta e foarte bună pentru tine. Duminică, 16 aprilie, deja concentrarea ta cade pe sănătate sau pe muncă. Acum, nu știu, poate ai ceva de făcut. Da? Vezi că e o întâlnire a lunii cu Saturn, e a doua întâlnire de când Saturn e pe aici prin Pești. Atenție ce se întâmplă duminică dimineață, fie ce idee îți vine, fie cum te simți, poate să fie ceva legat de sănătate, poate să fie ceva legat de niște activități din casă, din familie, e ceva acolo ce mai ai tu de făcut. Vezi că Pluto se întoarce în Capricorn, repet, Pluto se întoarce în Capricorn. Undeva prin vară se mai ceartă și cu nodurile lunare și o să fie și nodul sud în zodia ta, deci ți-am mai spus, sunt niște chestiuni pe care, să spun așa, le mai ai de rezolvat. Bineînțeles că undeva pe la amiază, atenție puțin în relația cu persoanele din jurul tău. E un moment în care, nu știu, ți-ai propus tu să faci ceva și nu prea ți ies treburile. Ți se dă programul peste cap, se întâmplă ceva, afli de ceva ciudat, iar undeva spre seară, uite că poți să te simți bine, liniștit, apreciat. Pentru unii pot apărea tot felul de situații ciudate, da? Activități pe care le aveți de făcut împreună cu persoanele cu autoritate asupra voastră, împreună cu persoanele importante. Alții pur și simplu începeți să vă simțiți mai bine. Da? Puteți să vă simțiți apreciați, puteți să fiți ok. Valetul de monede, dragi balanțe, știu că e o perioadă în care voi sunteți cu studiu, cu spiritul, cu călătoriile, cu internetul, sunteți ocupați de așa ceva. Uite, 4 de spade, valetul de monede, da, mari gânditori sunteți voi în acest weekend. Aveți de luat o decizie, cu siguranță, și stați, analizați o situație. Alții pur și simplu studiați ceva banal, nu știu, despre un domeniu care vă place vouă, da, 4 de spade e acel moment în care stai, meditezi sau nu știu, unii poate vreți să vă recuperați și poate nu vă simțiți bine. Apoi avem aici 5 de cupe, e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Fie că stai și te gândești prea mult și îți vin așa tot felul de lucruri din trecut care s-au întâmplat și na, trecutul bate la ușă, ce să facem? Pentru toată lumea, cu Marte pe acolo prin rac, bate. Da? Pentru tine este vorba despre o relație cu o persoană importantă din viața ta. Da? Îți pare rău de ceva anume. Apoi avem temperanța. O legătură cu zodia săgetător. Dragi balanțe, temperanța nu e o carte chiar atât de pozitivă, da? Cel puțin în acest context, pentru că vă perturbă și mai tare. Temperanța poate să însemne că este un weekend în care pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune. Temperanța poate să însemne și vindecare, dar eu totuși văd aici cu 5 de bâte, regele de spade, 4 de spade. Voi aveți de făcut ceva aici și nu vă ies lucrurile sau nu v-au ieșit așa cum v-ați imaginat. Este ceva ce nu-ți place, da? Ceva ce nu-ți convine, fie în legătură cu un copil, cu persoana iubită, cu plăcerile tale. Parcă e un weekend așa în care toată lumea trage de tine și nu prea poți să te odihnești, că tu spre asta tinzi. Da? Vezi ce faci, da? Vezi ce faci și nu-i lăsa pe ceilalți să te, nu știu, să ia atitudine prea multă în privința ta, că nu-i ok. Bun. Zodia Scorpion. Dragii mei scorpioni, pentru voi este un weekend în care, uitați că sâmbătă sunteți foarte concentrați pe casă și pe familie, pe acolo apar conflicte în prima parte a zilei, apar discuții, apar surprize, doar că undeva pe la amiază, în ziua de sâmbătă, ai de făcut niște chestii. Fie faci mâncare, faci curățenie, ești preocupat de niște lucruri în casa ta, în familia ta. E un moment așa în care să spun că ai ceva important de făcut, împreună cu o rudă, împreună cu cineva anume, alții, nu știu, faceți curățenie, mâncare, vă preocupați de partea aceasta. Bineînțeles că aveți și ajutor din partea celorlalți, sunteți foarte bine susținuți,
De asemenea, ziua de duminică vă găsește foarte concentrați pe relaxare, pe distracție, în relația cu un copil, relația cu persoana iubită, vă vin idei bune. Mare atenție ce se întâmplă duminică dimineață, pentru că e ca un fel de conștientizare pentru voi. Legat de o discuție pe care trebuie să o aveți sau printr-o discuție, printr-un drum scurt, în sfârșit vă vine mintea la cap, cum s-ar spune. Vedeți ce se întâmplă, că e important acolo, ce discuție aveți cu copilul vostru, cu persoana iubită, vedeți ce e. Și bineînțeles că undeva pe la amiază pot apărea tot felul de conflicte în relația cu partenerul sau în relația cu o femeie. E ceva acolo ce nu e în regulă, nu vă simțiți voi confortabil, cineva vă scoate din zona de confort. Unii scorpioni chiar o să vă dați seama că e cazul să cam riscați multe lucruri pentru plăcerea voastră, pentru starea voastră de bine, pentru că ea este foarte, foarte importantă. Și undeva spre seară ai o intuiție foarte bună, cineva te ajută, este o persoană care vine de la distanță, poate să fie un bărbat care îți dă o veste și care te ghidează, care te ajută. Pe de altă parte văd că ai foarte multă intuiție și uite, partea aceasta de credință te poate ajuta foarte, foarte mult în ziua de duminică, undeva spre seară. 8 de spade, magicianul. Uite, e un blocaj din care tu tot vrei să ieși aici, fie tu blochezi pe cineva, fie ești prins într-o situație în care nu-ți place. Te-ai săturat de manipulare, te-ai săturat de minciuni și vrei și tu așa libertate și fericire. Apoi avem faetonul, o legătură cu zodia rac, dar și un drum pe care tu îl vei face. Fie nu-ți place ceva legat de un drum. Unii scorpioni poate aveți drumuri de făcut și acolo pot apărea probleme. Ultima carte, 2 de cupe. Uite, o întâlnire pe care o ai, fie o întâlnire ascunsă, fie 2 de cupe înseamnă și o înțelegere pe care o faci cu cineva, o discuție telefonică. În sfârșit, să spun așa, hotărăști ceva împreună cu o anumită persoană. Zodia Săgetător. Dragii mei săgetători, pentru voi este un weekend foarte interesant. În primul rând, ziua de sâmbătă, mai ales în prima parte a zilei, vă spune să aveți foarte mare grijă pe sănătate, pe drumuri și pe comunicare și vedeți ce faceți, cum lucrați și cum acționați. A doua parte a zilei este foarte bună pentru voi, deoarece veți face tot felul de activități care vă fac plăcere, tot felul de activități creative, nu știu, pictați ouă, faceți tot felul de chestii de genul acesta. Pentru alți săgetători, discutăm despre un moment bun, un moment în care puteți să cunoașteți pe cineva, da, se poate, dar trebuie să și ieșiți prin lume, vedeți că prin vecini, prin intermediul rudelor, faceți plimbări dacă se poate, alții pur și simplu aveți niște activități împreună cu persoana iubită, împreună cu un copil, împreună cu ceilalți, vă simțiți voi bine acolo și de asemenea, dragi săgetători, ziua de duminică vă găsește foarte concentrați pe casă și pe familie și chiar în dimineața zilei de duminică, foarte mare atenție pe ideile care vă vin, pe intuiția pe care o aveți în mod special, pentru că e ceva foarte important pentru voi, ca o soluție la o ieșire din blocaj. E ceva legat de o închidere, o conștientizare, o transformare. Da? Trebuie să acceptați ceva. Trebuie să acceptați că acel copil a crescut, trebuie să acceptați că oamenii vin și pleacă, trebuie să acceptați că e cazul să mai schimbați niște chestii prin casă. Da? Și trebuie să acceptați că mai există și partea aceasta spirituală, dar cu siguranță voi sunteți o zodie mai spirituală, bănuiesc că mai toți care mă urmăriți, că altfel nu ați asculta previziunile dacă n-ați crede măcar câtuși de puțin pe planul acesta spiritual. Bun. Undeva duminică pe la amiază, atenție puțin în relația cu rudele, pentru că aici pot apărea conflicte. Conflicte legate de muncă, nu știu, e ca și cum cineva îți spune ce e cu locul ăsta de muncă, că e o prostie, că nu-mi place, sau cineva îți spune că tu lucrezi, ce, asta e muncă, sau nu știu, apar tot felul de situații, alții poate aveți niște activități de făcut împreună, faceți un grătar, faceți mâncare, știu eu, și de acolo apar conflictele. Ei, undeva duminică seara lucrurile se mai rezolvă, doar că duminică seara ești foarte prins pe niște activități, sunt niște provocări, sunt niște probleme acolo care apar. Și din nou discutăm despre lucruri fie legate de un bărbat, fie sunt chestiuni legate de a accepta un final, de a accepta o transformare.
La baza pachetului, valetul de cupe, 2 de monede, multe emoții pe care le ai în acest weekend, iar persoanele mai tinere joacă un rol foarte important în viața ta. Apoi avem 3 de bâte, niște drumuri scurte pe care tu le vei face și niște discuții importante, iar asul de cupe vorbește despre noi emoții pe care tu le vei trăi, vorbește despre un nou început, noi persoane pe care le poți cunoaște și aici te-aș ruga să nu te gândești doar pe dragoste. Valetul de monede este și un weekend în care studiul este important pentru tine, partea aceasta materială, partea aceasta de bani, de ce nu, și uite, poate să vină la pachet cu un succes financiar. Pentru alții, nu știu, să spun că vă iese mâncarea mai bine decât v-ați fi așteptat. Zodia Capricorn. Dragi și Capricorni, ziua de sâmbătă începe așa cu niște conflicte legate de bani, ceva nu vă place, mâncați ceva și nu vă priește, sau alți Capricorni primiți tot felul de mesaje, se întâmplă tot felul de lucruri foarte, foarte rapid, care nu prea vă plac în primă instanță. Pot apărea conflict în relația cu persoana iubită, cu un copil. Ideea e că este ceva acolo ce vă scoate din zona de confort și Capricornii pot primi bani sau pot primi apreciere, mai ales în a doua parte a zilei de sâmbătă. Unii, nu știu, e ca și cum primiți o reducere, primiți un compliment, cineva vă laudă pentru ceva ce ați făcut voi bine. Primiți tot felul de mesaje, alții pur și simplu sunteți ocupați de casă, mai aveți de niște cumpărături de făcut. Și asta e ok, oricum sunteți foarte solicitați pe zona aceasta și toată energia voastră cam pe acolo se duce. Duminică 16 aprilie, sunteți foarte comunicativi, comunicați foarte mult, faceți drumuri și chiar atenție duminică dimineață la ceea ce se întâmplă în jurul vostru din punct de vedere energetic, pentru că este ceva simbolic, este ceva profund, e un moment de conștientizare pentru tine, e un moment în care spui da, am înțeles, ăsta e drumul sau ăsta e răspunsul. Poate să fie o lecție importantă pe care o poți primi, fie pentru unii nu se întâmplă nimic special, dar aveți un moment de conștientizare. Pentru alții, da, chiar se întâmplă chestii, dar e vorba de voi, nu e vorba de ceilalți. Și bineînțeles că undeva pe la amiază, în ziua de duminică, vezi că pot apărea probleme de sănătate, pot apărea conflicte cu ceilalți, mai ales cu rudele, mai ales cu persoanele din jurul tău. Sunt niște persoane pe acolo mai superficiale și ție nu prea îți plac. Sau e cineva care abordează într-un mod superficial, fie sănătatea, fie munca, vezi să nu fie vorba și de tine. Și spre finalul zilei de duminică, uite că lucrurile se mai liniștesc, te întâlnești cu cineva, îți vin persoane în vizită. Acum, na, o să fie ceva cu multe emoții, cu strigăte, cu, nu știu, cu multe emoții, e o întâlnire așa cu emoțională, știi? Doar că nu știu cât de mult îți vor plăcea ție lucrurile astea, uite, lasă-te și tu ghidat, vezi și tu că poate ai ceva important de învățat de la ceilalți, zic și eu. Avem forța pentru tine, o legătură cu zodia Leu și 9 de monede, niște bani pe care îi primești, dar și cheltuieli care pot apărea în acest weekend. Ești foarte încrezător în forțele proprii și dorești să te impui în fața celorlalți. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, dragi Capricorn, vedeți că aveți un rol important. Ceilalți se uită la voi ca la un profet, ca la o persoană special, da? Vedeți că aveți un rol foarte important pe menținerea echilibrului în casă, în familie, în viața privată. Marele preot poate să vorbească și despre o persoană spirituală, o persoană pe care tu o vezi ca un profesor, ca un mentor, e o persoană pe care o respecti. Vești bune care apar legate de o căsătorie pentru unii, iar împărăteasa vine cu o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Este un weekend pentru tine în care confortul e foarte bine stabilit. Atenție, totuși nu exagera cu prea multă mâncare, dar marele preot și cu împărăteasa, să știi că ambii vorbesc despre faptul că o energie feminină are un rol foarte important în viața ta. Fie energia ta ca femeie, dacă ești bărbat, e vorba de o femeie din jurul tău care are un astfel de rol. Este un weekend foarte bun pentru tine, să știi. Chiar un weekend extraordinar de bun. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, da, nu că nu stă, vine și sare, da? Cam așa și voi, weekendul ăsta a venit și plecați. Ziua de sâmbătă, uite, în prima parte a zilei vine cu niște lucruri ciudate în casă și în familie. Nu știu, vă apucă ceva, dar vedeți că treaba vine de la voi. Deodată vă vine o idee, deodată vă treziți, n-aveți tare, nu știu, se dărâmă ceva, se întâmplă ceva. Da.
Undeva pe la amiază, dragi vărsători, puteți să faceți niște drumuri, aveți niște treburi de făcut pe lângă casă, niște drumuri, aveți niște discuții interesante, totul e roz și frumos, iar ziua de duminică, mai ales de dimineață, vă găsește foarte concentrați pe bani, pe valoare personală și uitați că este a doua întâlnire de dimineață a lui Saturn cu Luna în semnul Peștilor. Saturn pe de altă parte e tatăl vostru și uitați că e un moment în care vi se cere să vă apreciați pe voi, e un moment în care vă simțiți bine, dar e ca și cum Saturn vă spune, uite, ai tratat lucrurile bine, acum primești premiu. Poți să primești bani, poți să primești apreciere, să te simți bine, primești o reducere, primești o cafea gratis, primești cuvinte frumoase, adică ziua de duminică chiar e ok, mai ales în prima parte a zilei, însă ți-aș recomanda să fii foarte atent la evenimentele care apar, pentru că ele sunt simbolice pentru următorii ani, cam asta vrea Saturn de acolo de la tine. Și e vorba de sănătate, e vorba de muncă, da? E vorba de zona aceasta. Uite, da, să zic că duminică poți să spui, uite, m-am hotărât, vreau să țin un regim. Atenție, da, pe alimentație în ziua de duminică, mai ales undeva pe la amiază. Ei, pe la amiază pot apărea conflicte. E ceva ce te scoate puțin din zona de confort. Poate să fie o femeie din casa ta, copilul, persoana iubită. Sunt niște discuții, niște conflicte, niște chestiuni ciudate care apar acolo, da? Vezi ce faci duminică dimineață revenind, pentru că Luna se întâlnește cu Saturn și e un moment de închidere pentru tine, să știi. Închizi ceva, transform ceva. Vezi că suntem pe Lună în scădere, da? Lună în scădere, pentru că urmează Lună nouă, eclipsa. Asta înseamnă că poți să închizi chestii, da? Poți să spui gata, m-am hotărât, vreau să fac asta cu viața mea, vreau să abordez altfel locul de muncă, vreau să abordez altfel viața. E mult mai profundă pentru voi povestea că și ce să facem acum, Saturn e și tatăl vostru, da? Undeva spre seară lucrurile se mai rezolvă, te simți bine, te liniștești, probabil, nu știu, gătești ceva sau intri în contact cu oameni, îți cumperi ceva, te simți foarte, foarte bine. Totuși, atenție pe sănătate, dragi vărsători, vedeți câte lichide consumați duminică seară, sau vedeți câtă cafea beți, vedeți ce faceți pe acolo, că nu e în regulă, da? Hai să vedem, dragi vărsători. Bun, s-au întors cărțile, avem valetul de bâte, regele de bâte, dar ce faceți, dragi vărsători? Regele de spade, da, deci nu se putea să nu vină motanul, iar asul de monede, regele de spade, un loc nou în care mergi, regele de spade e cartea ta, ai tu niște planuri aici, ai tu niște idei, ai niște strategii. Valetul de bâte vorbește despre o persoană mai tânără, da, cu care poți să intri în contact sau de o activitate nouă pe care o faci. Valetul de bâte reprezintă pasiune, reprezintă atracție, apoi avem regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este un weekend în care distracția e la ea acasă, dar așa cum îți spuneam, fii atent pe partea aceasta. Marea preoteasă, niște secrete pe care le poți afla, dar este și un weekend în care parcă cineva îți pregătește ceva anume. Vezi că intuiția te ajută extraordinar de mult în acest weekend și asta e ok. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi ziua de sâmbătă e cu foarte mari surprize, mai ales de dimineață, că primiți mesaje, aveți de făcut drumuri neașteptate, mai aveți conștientizări, mai visați ceva acolo interesant. Nu știu, vecinii vă pot trezi de dimineață, da? Mai au de făcut curățenie și dărâmă prin casă și vă trezesc, da? Pentru unii. Apoi, a doua parte a zilei de sâmbătă este mult mai liniștită, doar că pot apărea cheltuieli sau poate să fie un moment în care e bine să fii foarte atent și pe sănătate. Chiar a doua parte a zilei de sâmbătă te găsește foarte concentrat pe zona aceasta. Cum vezi cât te alimentezi, cum că... Na, e bine să fii atent. Poți să primești bani, cuvinte de apreciere, poți să te simți bine, dar sâmbătă, uite, mai degrabă e o zi bună să te odihnești tu, sincer să fiu. Iar undeva de duminică, uite, îți recapeți energia chiar de dimineață și cu siguranță duminică noaptea te vei odihni extraordinar de bine, da? Vei visa lucruri interesante și uite, chiar de dimineață Luna se apropie foarte mult de Saturn, din semnul Peștilor. Din nou, un moment de conștientizare pentru tine, legat de viitorul tău, legat de prietenii tăi, legat de ceilalți, e o conștientizare legată de persoana ta în mod special și vezi pe acolo ce se întâmplă, că sunt lucruri importante și simbolice. Da? Ai o intuiție foarte mare, planul spiritual e foarte important pentru tine
Iar pe la amiază pot apărea conflicte în relația cu femeile din familia ta sau conflicte legate de bani, legate de înfrumusețarea casei. Cineva vine și îți spune, auzi, dar mie nu-mi place culoarea asta, trebuia să o faci altfel. E ok, da? Vezi-ți de treaba ta. Da, cam cum iau în motanul meu acum, aiurea, da? Cam așa și aici. Apoi, a doua parte a zilei de duminică, uite, te găsești foarte concentrat în relația cu un copil, cu persoana iubită, te simți bine, faci tot felul de activități care îți fac plăcere, care te bucură. Deci, cumva lucrurile se mai liniștesc, se mai detensionează. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi, ce vă spune și tarotul. Motanul vine, pleacă, are energie, foarte energie. Asul de bâte, o activitate nouă pe care o faci, mult entuziasm, spânzuratul, cartea ta, dragi pești, dar luați și vă găsiți și voi entuziasmul și bucuria vieții. Saturn acolo, da, vrea maturitate, că el e cu maturitatea, da. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vă distrați, da? De data asta Marte vă lasă, da? Chiar vă lasă la un moment dat. Arcana majoră moarte, o legătură cu un scorpion, păi dragi peștișori, ce s-a închis, s-a închis, adică ieșiți de acolo, lăsați trecutul în urmă, faceți pace, gata, da? Doi de cupe, uitați că sunt șanse fie să apară cineva, fie să ai parte de o relație, de o întâlnire foarte frumoasă cu cineva din familie, cu persoana iubită, poate să fie o întâlnire restrânsă cu rudele, cu cineva anume. Doiul ăsta de cupe poate să însemne chiar și o conversație pe care o ai cu o persoană. Apoi avem valetul de cupe. Un copil poate avea un rol important în acest weekend, dar văd și foarte multă sensibilitate din partea ta, cuvinte frumoase de apreciere, de laudă pe care le primești și asta mă bucură foarte, foarte mult. Deci e un weekend bun în mare parte pentru tine. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Dacă ați rezonat cu mesajele, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă aștept cu drag la filmările pentru următoarea săptămână, pentru că avem o eclipsă hibridă, o eclipsă foarte ciudată, care din punctul meu de vedere va schimba puțin lumea. Da? Nu neapărat pe 20, dar ori înainte, ori după, că Uranus e fix pe ascendent, deci la ce să ne așteptăm? Mai mult decât atât, discutăm despre intrarea Soarelui în semnul Taurului, dar și despre Mercur care intră în retrogradare și am discutat deja pentru fiecare zodie cam pe ce ar trebui să se axeze. Dar o să mai discutăm pe parcurs, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc sărbători fericite, cu lumină, alături de cei dragi și să vă odihniți, să vă relaxați. Și da, aceste sărbători vor fi mult mai spirituale decât au fost până acum, vor fi mult mai speciale pentru fiecare dintre noi și pot fi, da, și niște sărbători pe care să nu le uităm ușor, pentru că în urma acestui weekend, vă spun clar, veți vedea în previziunile pentru luni, că lucrurile se luminează deodată în fața noastră. Deodată apare lumina, deodată lucrurile se liniștesc. Dragilor, gata, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai frumos și cât mai plăcut sufletului vostru.